Bine v-am găsit! Probabil că mulți v-ați întrebat de unde vine spiritualitatea getodacilor, credința în nemurire. Are legătură oare cu învățăturile pe care Zalmoxis le-ar fi primit de la Pitagor, așa cum spun unii istorici? Nu. Am demonstrat deja în filmul documentar Zalmoxis că acesta a trăit cu cel puțin 100 de ani înainte de Pitagora, prin urmare nu se puteau întâlni fizic. Este vorba atunci despre învățăturile pe care Deceneu le-a primit în Egipt, în Alexandria, Karnak sau Luxor? Parțial, da. Dar, așa cum ne va demonstra istoricul Dan Oltean, filonul principal al religiei nemuririi a fost spiritualitatea hiperboreană pe care Deceneu a reformat-o, așa cum Zalmoxis a făcut-o la rândul lui, cu aproximativ 700 de ani înainte. Pentru început, cred că este important să prezentăm cum îi descriau anticii pe hiperboreieni și unde îi localizau. Da, deci vorbim despre o spiritualitate înaltă. Și sunt două aspecte aici. Deci, pe de o parte este planul geografic unde îi localizează grecii pe hiperboreeni, adică unde, în ce spațiu, și pe de altă parte ce înseamnă această spiritualitate hiperboreană și cum am putea o decripta astăzi, prin ce metode sau și comparativ. Cum au fost descriși, pentru că erau descriși ca o populație care era mereu tânără, 3000 de ani, erau veșnic fericiți, adică era în aparență este vorba de un tărâm mitologic, pare să fie doar o poveste fascinantă pentru antici și care se perpetua din generație în generație. Da, deci aceste concepte, de fapt nu existau în realitate, nu exista poporul hiperborean, nu exista spiritualitatea hiperboreană, aceasta este doar un concept pe care îl foloseau grecii în momentul în care au început să scrie. Primul autor la care apare acest concept, pe care noi îl putem identifica astăzi cu epoca de aur. Această epocă de aur, epoca în care umanitatea, întreaga umanitate și-a folosit cu precădere energiile înalte ale creierului, da? Care pot fi puse astăzi în evidență în mod științific. Spiritualitatea a existat în acea epocă, adică mă refer în mileniul 2 înaintea erei noastre, peste tot, pe întreaga planetă. Da? În momentul în care se descoperă fierul și se generalizează război, deja am intrat în epoca, cum spun și antici, în epoca de fier, o epocă mai puțin spiritualizată. Acum nu avem timp să dezvoltăm din punct de vedere științific aceste concepte. Deci ne referim strict la conceptele geografice și spirituale pentru hiperboreni. Deci hiperboreni, așa cum îl descriu grecii, adică mă refer la Homer, la Pindar, la Herodot și la mulți alții, este un concept geografic. Ei se refereau la ceea ce este dincolo de Boreus. Boreus era un vânt pe care îl localizează ca bătând dinspre Tracia spre Grecia iarna, adică vine din munții actuale ai munții Bulgariei, munții Hemus, iar ceea ce este hiper, adică hiper dincolo de Boreus, este Valea Dunării. Adică toți sau 90% dintre autorii greci se referă la hiperborea ca la un spațiu de dincolo de munții Hemus, adică Valea Dunării, care era cel mai fertil fluviu din Europa, da, comparat cu Nilul. Era imposibil ca aici să nu apară nicio civilizație. Au apărut toate civilizațiile neolitice și apoi au apărut și civilizații epocii bronzului, când de fapt carpații au cele mai mari zăcăminte de bronz, adică de cupru și de staniu din lume. Și atunci normal că a apărut această civilizație, care nu era o civilizație războinică, fiindcă aici nu s-au găsit, în afară de niște arme de panoplie, acele săbi de tip micenian, care nu rezistau săbile din bronz, nu rezistau la nicio lovitură, erau pur și simplu de panoplie. În rest, toate obiectele sunt de uz civil, adică erau folosite de comunități întregi care nu aveau cetăți. Da? Deci, pe de o parte, era o civilizație nerăzboinică, era o civilizație pașnică, nici nu sunt cetăți pentru epoca bronzului. Și când vorbesc despre epoca bronzului, ne referim la orizontul temporar 2000 înaintea noastre, 1200 înaintea noastră. Deci atunci putem localiza temporar. Iar din punct de vedere, geografic, o putem localiza în centrul Europei și pe toată Valea Dunării plus munții Carpați. Deci cam aceasta ar fi hiperborea. Pentru că la un moment dat
Herodot spune despre sacrificiile, despre grâul, spicele de grâu pe care urmașii hiperborenilor le duceau la Eleusis și spuneau că au venit din Hiperborea niște femei foarte frumoase cu spice în brațe de grâu și le ducea la Eleusis, iar datorită acestei frumuseți, femeile au fost păstrate acolo. Acesta era iarăși un mit, dar de fapt reflecta prosperitatea văii Dunării cu spicele de grâu care a fost grânarul Europei mii de ani. De fapt a fost centrul Europei, ca să înțelegem. Centrul Europei, deci 1000 de ani din punct de vedere spiritual, economic, da, și politic și militar, a fost acest spațiu danubiano-carpato-pontic, da, deci pe Dunăre și pe Carpați, unde există cea mai favorabilă climă, există cea mai favorabilă condiții pentru agricultură, dar și metalele epocii bronzului. Ce mi se pare mie foarte important de subliniat, pentru că prin aceste lucruri se localizează și mai precis spațiul hiperborean, este faptul că avem o sumedenie de autori latini și greci ai antichității, care vorbesc clar și asociază pe geți sau pe daci cu Hiperborea, sau sunt hiperboreieni, geți hiperboreieni. Da, ei vorbesc dacii... despre constelațiile Nordului, inclusiv Ovidiu, care a trăit aici mai mult de un deceniu la Tomis, da, 17 ani, și el vorbește tot timpul despre constelația Ursei Mari, adică constelația Nordului, iar Nordul, adică Nordul, este zona în care au trăit hiperboreni. Asta este la 1500 de ani după hiperboreni. Da, dar Ovidiu vorbește despre constelația nordică, care este deasupra geții. Deasupra geții, adică hiperborea. El nu le spune hiperboreni, fiindcă la momentul ăla nu mai exista noțiunea în secolul I înaintele noastre, nu mai exista noțiunea fizică, fiindcă se explorase acest spațiu. Și atunci el asociază constelațiile cu geții și spune întotdeauna că Ursa Mare, adică constelația care nu apune niciodată, este peste Geția. Nu era nici peste Atena, nici peste Roma. Dar cel mai important lucru este că aici, pentru aici înfloresc în epoca bronzului cele mai, să zicem, mai spirituale culturi ale epocii bronzului din lume. Și mă refer aici la cultura Gârla Mare pe Valea Dunării, care este fabuloasă. Excepțională. Ceramica deci Micene este fabuloasă. Deci Micene este sub cu trei etaje. După care se incinerau. Principalul motiv era spirala atât ca val, pentru că trăiau lângă Dunăre, deci spirala continuă, dar și spirala cosmică, de tip melc. Adică era legătura pe de o parte... Cultura Gârla Mare este contemporană și cu războiul troian. Da. Păi au participat și de aici, fiindcă s-au găsit arme la Troia din spațiul acesta. Deci două spirale pe care le regăsim și în cultura Sighișoara, de aici din centrul Transilvaniei, da? Dar și în cultura din otomani, așa zisele culturi, poreclite de arheologi, de fapt este aceeași cultură cu aceleași caracteristici, deci fără arme, fără cetăți, este o cultură pașnică, cultură în care domină motivul spiralei, da? Este o cultură în care toți se incinerează, sunt incinerați, da? Și o cultură dominată de un simț sau de doi zei principali, este vorba despre zeul Soare, care putem să-l asociem cu Apollo și cu zeița Luna, pe care o putem asocia cu Artemis la greci sau Diana la romani. Deci o cultură prin excelență spirituală, o cultură care nu se baza pe frică, tocmai fiindcă nu aveau cetăți și nu se apărau, nu aveau arme de ucis, ei erau înalt spiritualizați din toate punctele de vedere, o societate pașnică. S-au găsit aici cele mai mari tezaure de bronzuri din lume, pe Valea Mureșului, pe care o avem noi aici în spate, și anume la Uioara și la Uioara de Sus și la Șpălnaca, deci două tezaure care erau lot din același tezaur, deci 2,2 tone de obiecte pentru o comunitate. Să-ți imaginezi că acum câțiva ani, acum două decenii, s-a găsit în China, într-un mormânt regal, 450 de kilograme de obiecte care erau folosite doar pentru casa regală. Ori aici avem 2,2 tone, deci de 5 ori mai mult, pentru o comunitate de vreo 3.000 de oameni, de care locuia pe Valea Mureșului lângă Aiud. Ori ce este la Aiud? Deci cele mai mari zăcăminte de sare din lume, da? Ogna Mureș, după aceea Valea Mureșului, agricultură, după aceea Munții Apuseni, este vorba de aur, de cupru și de staniu. Aici s-a descoperit și fapt pus în evidență de toți arheologii
actuale ai lumii și mă refer la cei mai mari arheologi care se ocupă cu domeniul interdisciplinarității, care a descoperit că aici, în zona Dunării, la Gârla Mare, pe cultura Gârla Mare și pe cultura Wittenberg-Sighișoara, a fost primul aliaj din cupru și din staniu. Până atunci se făcea, deci ăsta este un aliaj alimentar, deci poți să mănânci din vase din aliaj cupru-staniu, dar nu poți să mănânci din aliaj cupru-arsenic, cum era înainte, da? Ceea ce înseamnă și este bun și ca duritate și ca puritate acest aliaj. Și a fost folosit pentru prima dată aici, în zona noastră, după care a fost exportat, că se vede cum a fost exportat în Germania actuală, la Micene și în alte zone, inclusiv la Troia. Deci ei sunt marii descoperitori, lucru pus în evidență acum de arheologii sârbi, de arheologii ruși și așa mai departe. Niciun arheolog din România, de subliniat, nu a pus în evidență acest fapt. Aliajul staniu cupru a fost descoperit aici. Este bronzul de astăzi, care îl folosesc toate bisericile. Deci toate vibrațiile de la toate bisericile provin din acest aliaj. Fapt care trebuia spus. Un personaj divin foarte important al lumii grecești este Apollo. Doar că zeul Apollo își are origine, Apollo Hiperboreanul își are originile tot în spațiul tracic sau hiperborean, până la urmă tracogeto-dacic. Avem artefacte descoperite în România care sugerează sau care pun în evidență faptul că cultul acestui zeu solar era activ în acest spațiu? Da. Putem vorbi 10 emisiuni despre această temă, dar vreau să punctez doar câteva lucruri. Pe de o parte, Herodot spune că Apollo locuia 6 luni la Delphi și 6 luni în Hiperborea. Adică sunt acele păsări călătoare care locuiesc 6 luni aici și 6 luni în sud, da? Adică lebedele, era cultul lebedelor. Hiperboreenii nu și-au reprezentat niciodată zeii și în locul zeilor reprezentau acele păsări ale sufletului care plecau inclusiv la Sarmisegetuza. Ca urmare a moștenirilor hiperboreene nu avem niciun chip de zeu, nu avem niciun chip de animal, ci doar capete de lebedă, ceea ce înseamnă că Apollo era. Iar din punct de vedere etimologic, Apollo înseamnă a și polus, adică ceea ce este deasupra polului, adică ceea ce este deasupra polului nord, adică nordului, exact ceea ce spuneam cu Ovidiu, care localizează aici constelațiile nordului, de el spune Ursa Mare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, niciodată aici, în Transilvania, nici în epoca bronzului, dar și în Valea Dunării, și nici în alte părți, nu, deci hiperborei și apoi urmașilor daci nu și-au reprezentat niciodată vreun zeu cu chip de om. Niciodată. Deci 3000 de ani. Niciodată. Ceea ce această civilizație este exportată a lui Apollo și fără chip de om și fără frică. Da? Deci ei nu se bazau pe frică, ci dimpotrivă pe vibrațiile înalte. De aceea foloseau cele 9 muze care au fost exportate și ele în Grecia. Da? Și aceste concepte de înaltă învățătură le găsim aici 3000 de ani. Deci 3000 de ani, inclusiv despre Decenus, inclusiv pe vremea lui Decebal, să-ți imaginezi că regii de aici nu au orgoliu și nu au mândria să-și pună niciodată chipul pe monede. Niciodată. Asta de ce? Fiindcă acel chip al lor nu era un chip fizic, era un chip de lumină. Ori, de vreme ce monedele sunt de lumină, adică sunt din aur, era o aberație să mai pui și chipul tău pe ele, fiindcă chipul tău era nemuritor, era un chip de lumină. Ca o paranteză, pentru cei care nu sunt familiarizați sau li se pare o informație hazardată, să spunem că Apollo era din spațiul tracic, era hiperborean și mai departe. Herodot spune asta, nu eu. Asta zic. Vreau să spun pentru cei care sunt mai puțin informați că, așa cum s-a dovedit și cum chiar și grecii antici au recunoscut prin liderii lor intelectuali și așa, sunt o pleiadă de zeități din panteonul grecesc, zei, semizei, eroi, sunt împrumuturi din spațiul
tracii, ca să îl definim așa mai larg, da? Nu o sunt, spun ei. Nu sunt împrumuturi, sunt de civilizația grecească la început și dacă mai avem timp să vorbim despre această migrație a popoarelor mării la 1150, erupe vulcanul Hecla 3, pot să citească toți despre, sunt date de ultimă oră din Islanda, se produce după 1150 înaintea noastră o așa numită epocă glaciară și toate populațiile sau majoritatea populațiilor din centrul Europei și din zona noastră, mare parte din ele migrează spre Grecia, spre Italia și spre Asia Mică. Acest lucru este confirmat de toți istoricii greci și acum este reconfirmat sau confirmat prin dovești științifice din diferite domenii. Păi se analizează polenul, se analizează banchiza de gheață din Groenlanda, s-a descoperit pe banchiza de gheață din Groenlanda un strat de cenușă de la 1150. Și acei arheologi și acei cercetători biologi au descoperit de fapt că a fost vorba despre o iarnă glaciară de 20 de ani. Și atunci are loc acea migrație a popoare, așa numitelor popoare ale mării, care ajung în Egipt, dar nu cuceresc Egiptul, în schimb, cad toate regatele, inclusiv regatul hitiți, al hitiților este cucerit de mesi, populația din sudul Dunării, Strabon spune acest lucru, iar în Grecia ajung hiperboreni, da? Adică dorieni. Le spun dorieni, care ce aduc în Grecia? Aduc incinerația, aduc stilul geometric. 300 de ani în Grecia nu există niciun chip cioplit, da? Atunci apare în Grecia pentru prima dată la Delphi și Eleusis și la Dodona, temple pe care am avut privilegiul să le vizitez de mai multe ori și să văd că de fapt este aceea spiritualitate, sunt aceleași energii înalte, de vibrație înaltă, cum sunt și la Sarmizegetusa, unde ne aflăm noi. Și se produce această, să zicem, export de civilizație din zona Dunării spre Grecia. 300 de ani grecii sunt hiperborei la rândul lor, după care vin alte migrații în Grecia. Să-ți imaginezi că 1000 de ani, Turcia, 1000 de ani, deci după migrația misilor în Turcia, Turcia, o parte occidentală a Turciei s-a numit Misia, se scrie cu Y, M-I-S-I-A. Iar acest fapt este pus în evidență de toți, după care s-a numit Frigia, dar frigienii erau... Și Troia a fost pe zona actuală a Exact, Turcii. Deci frigienii erau acum unde e Bosnia-Herzegovina, dar ei veniseră înainte de pe Valea Dunării. Dar fapt pus în evidență de arheologie, adică ceramica de pe Valea Dunării, gârla mare, o găsești în Bosnia-Herzegovina, după care o găsești în Albania, după care o găsești în Apulia de astăzi, din Italia. Apulii vin de aici, de la Apulum. Prima te găsește aici, după care migrează pe Valea Vardarului, pe Morava, Valea Vardarului, ajung în zona de unde e Alexandru cel Mare, după care trec în Grecia, în Italia sau Asia Mică, tocmai că să-și caute, dar nu au plecat toți. Deci nu a fost o migrație totală în care să rămână aici terra deserta. Ceea ce confirmă științific ce ne spui tu este acel studiu de paleogenetică realizat de Alexander Rodeval și Georgeta Cardoș în urmă cu vreo 10 ani, în care au analizat rămășițele osoase din 10 de situri de pe teritoriul României vechi de 4-5 mii de ani, le-au comparat cu populațiile europene contemporane și au constatat că există înrudiri, pe lângă faptul că populația actuală României are o înrudire consistentă cu acele populații de acum 4-5 mii de ani de pe teritoriul actual României, există legături foarte puternice genetice între populația din nordul Italiei și populația din Turcia, din zona Anatoliei. Din păcate nu avem timp să vorbim despre tot geții, toate triburile de geți din Peloponez, din Italia și genetic așa mai departe. Este stabilit că populații din Italia, populații din Turcia, nu mă refer la turci, mă refer la populațiile băștinașe care sunt acolo de mii de ani și au fost cucerite de turci, au o legătură genetică foarte puternică cu cei care au trăit pe teritoriul României acum 4-5 mii de ani. Sunt urmașii lor, da. Sunt urmașii lor. Deci, ceea ce confirmă aceste migrații despre care vorbim. Acum să vorbim despre Zalmoxis. Deci, Zalmoxis trăiește în secolul 7 înaintea erei noastre, când deja bronzul și aurul și celelalte metale nobile au fost înlocuite sau erau în curs să fie înlocuite cu fierul. Fierul, care este un metal ignobil, care era folosit de armate ca să ucide, da? Deci armele din bronz erau, nu puteai să uciți cu o armă din bronz, fiindcă la prima lovitură doar că l-omorai greu. Fiindcă la prima lovitură și el se apăra și își rupeau armele și așa mai departe. Nu erau războaie totale cu arme din bronz, să înțelegem. Era o epoca păcii.
cele de panoplie apăreau fiindcă trebuiau să apară ca să fie reprezentat și zeul, mă rog, zeul războiului, care exista în acel timp, dar nu era un zeu ucigaș. Bun. Și Zalmoxis apare în secolul 7 tocmai ca să înlăture frica de moarte, pentru că apăruse frica de moarte atunci în secolul 7 tocmai datorită acestor mari armate ucigașe cu arme din fier. Și ce le spune Zalmoxis? Le spune: "Măi, nu vă mai fie frică de moarte, fiindcă moartea este doar o mare trecere." Înainte nu le era frică în epoca bronzului că moartea nu exista ca spaimă generală. Este de prima mare frică a omenirii, frica de moarte. Și ce le spune Zalmoxis? Cum le demonstrează? Stă 3 ani sub pământ, după care învie și le spune: "Uite, am apărut, sunt la fel ca înainte, moartea nu există." Și învinge, le spune prima dată, este prima mare reformă din istorie, că de fapt religiile se ocupă cu frica de moarte. Toate religiile au ca scop să înlăture frica de moarte. Iar prima mare religie, să zic, profundă, este religia lui Zalmoxis, care le spune tuturor geților și tuturor din jurul geției: băi, nu există moarte, există doar o mare trecere, da? Așa cum un râu intră în alt râu, dispare ca râu, dar intră în celălalt, da? Așa cum norii ăștia intră unul în altul și dispar fizic, dar ei intră unul între altul, așa dispar și energiile și tot ce există în univers, da? După care, a doua, despre asta vorbim noi acum, despre a doua mare reformă. De fapt, ce sunt reformele astea? Sunt readucerea aminte a epocii hiperborene. Zalmoxis le spune că să nu vă fie frică. Nu există moarte. Într-un imperiu, într-un regat care atunci se organiza. Ce le spune Decenus? Le spune: într-un regat mult mai stratificat și cu armate mult mai mari și cu mulți criminali, da, în epocă, le spune același lucru. Moartea nu există, dar le mai spune 2 lucruri în plus. Să nu vă fie frică de nimic, nici de întuneric, să nu vă fie frică nici că rămâneți fără mâncare, să nu vă fie frică de boli, da? Asta învață Decenus. Pe de altă parte, învață, fiindcă exista acest regat foarte stratificat, să nu vă fie frică de semenii voștri, a treia mare frică a omenirii. A treia mare frică, de să nu vă fie frică, să fiți ca niște frați, adică despre ce frați vorbim aici? Despre lupi. Deci dacă Zalmoxis reușește să-i facă pe geții lui niște urși la care nu le este frică de nimic, totuși această societate era una mai puțin organizată, da? Pe când societatea lui Decenus, societatea de lupi, era una organizată, dar trebuia pusă în, adică organizată exemplar. Iar lupii sunt singurele animale care au o viață socială la care nu le este frică de nimic. Asta vreau să zic, că în Dacia, în Hiperborea, niciodată în 4.000 de ani ursul și lupul nu au fost declarați inamici publici, ci dimpotrivă au fost totemuri pe care populația i-a luat drept model pentru organizarea. Decebal și Deceneu sunt lupi alfa, masculi alfa. Foarte interesantă perspectiva pe care ne-a oferit-o asupra spiritualității din acest spațiu și a reformei hiperboreene, a supra-hiperboreenilor. Sigur că în episoadele următoare o să mai facem trimitere la aceste lucruri pentru ca să se înțeleagă din mai multe perspective această poveste extraordinară, spirituală, de viață, pe care o împărtășim publicului în legătură cu marele preot. Toate civilizațiile, un alt aspect care vreau să îl spun, toate civilizațiile care au venit să domine aici spațiul ăsta, le-au spus copiilor că lupul este ucigaș, că lupii ucid. Eu am trăit aici de mic, lupii nu ucid. Lupii ucid doar ceea ce este bolnav. Animalele bolnave din pădure nu atacă oamenii. La fel ursul. La fel ursul. Forțat. Da. Au spus lupul, ursul este păcălit de vulpe. Nici vorbă. Asta este un mit adus de cuceritori, ca să zicem așa, dar cuceritori care nu au reușit să schimbe patternul acesta spiritual, care este un pattern de 4.000 de ani. Despre ce vorbim? Dar noi trebuie să-l redescoperim acum și să le spunem la copii că nu există nici o frică. Frica este ceva care nu ar trebui să existe la oameni, așa cum este la urs și nici la lup. Da, mulțumesc pentru acest episod. Ne revedem în curând cu episodul 3, în care vom vorbi despre inițierile spirituale și științifice pe care Decenus le-a primit în Egipt.